Referitor la ce vorbeați mai devreme, un argument pe care am văzut că l-aduc el este că o femeie puternică trebuie să aibă întotdeauna un bărbat puternic sau ceva de genul, că doar Mă, ăla e demn. să zicem în felul următor. În spatele oricărui bărbat de succes este o femeie puternică, ceea ce este mare bullshit. Și o femeie poate să fie, să intre energia feminină lângă un bărbat foarte masculin. Asta este decât o scuză, o mizerie de pretext. În traducere liberă, eu vă zic, trebuie să fii de 10 ori mai al dracu ca mine. Comparație cu tine, eu să par feminină. Dar eu tot masculin, tot în energia mea masculină. Sunt că mă compor ca un bărbat, dar ești atât de al dracu, înțelegi tu, mult mai al dracu decât mine, încât pe lângă tine eu par femeie. Cum mulți bărbați pe lângă alți bărbați par pizde. Așa și ele. Deci este o scuză ca ele să-și păstreze nivelul ăla de caracter infect, neobedient, conflictual, agresiv, incisiv, caustic, coroziv, obraznic, să dea vina pe bărbați că nu ești tu destul de masculin. Păi nu, trebuie să fiu nu masculin, trebuie să fiu pur și simplu și mai al dracu, și mai incisiv, și mai caustic, și mai intolerant, și mai reactiv, și mai... Ca să par tu totuși tolerantă. E ca și cum părinții, tactul îți dă o palmă, te aruncă pe pereți, înțelegi? Tact, măta îți dă o palmă la cur. Amândoi sunt agresivi, dar numai că tactul este, cum să zic, mult mai greu în agresivitatea asta. Unocau. O femeie masculină devine feminină în fața unui... Deci intră în energia feminină în fața unui bărbat masculin. Pe bine, hai să o luăm altfel. Un bărbat feminin devine masculin lângă o femeie feminină, mai feminină decât el. Păi tu te-ai mai uitat vreodată la mine? Nici nu mai băga în seamă, dar mai trece cu vederea dacă eu aș fi. Adică eu pot să mă comport feminin ca bărbat înainte să mă combin cu tine și tu să mă bagi în seamă și abia după aia să-mi găsesc scuza. Păi da, dar uite, o să fiu masculin când o să intru într-o relație cu tine că tu ești mai feminin. Nu! Zici că sunt pizdă. Și atunci cum îți Frate. găsești tu scuză? Da? Că eu sunt masculină până mă întâlnesc cu tine. Și după aia devin feminină. Ce garanția mea că devii feminină și de ce te-aș lua eu pe tine masculină să stau să te convertesc, să te forțez să devii feminină când poți să o iau pe una deja feminină? Înseamnă că tu nu știi să fii femeie decât lângă un bărbat, altfel nu știi. Adică tu poți să fii aleasă ca bărbat întâi și după aia să devii femeie, dar eu nu-mi permit să fiu ales ca femeie întâi după aia să devin bărbat. Că dacă nu sunt bărbat, mă bagă niciuna în seamă. Ia mai dați-vă fă-n pula mea. Stai așa un pic înainte, sunt foarte de acord cu concluzia de la spus și mai ales de ce să-mi dăiau eu bătaie de cap când pot să iau până mai feminin. În același timp am văzut când sunt într-o energie de a domina în energie, sau cum pula mea vrei să-i zici, când am avut o atitudine de genul ăla, toate femeile, cel puțin pe moment că ele revin, cum ai zis tu, și testează, toate femeile s-au plecat capul jos, adică am fost chestia aia, că nu știu dacă știți că fetele au inventat TikTok-ul ăla cu ăla care zice sit down, știi, și ele sunt super încântate că el zice asta, știi? Adică taci din gură, stai jos. Când le zic, când sunt la modul ăla din atitudine, taci din gură, stai jos, majoritatea o fac, dacă... Da, dar știți când o fac? Și în momentul în care un bărbat le-a zis taci, dar doar le-a zis și nu se întâmplă nimic, ok, nu tac. Ce o să faci? A, ce o să fac? Pa. Să vă dau un exemplu vis-a-vis de chestia asta. Câți ați fost în relație până acum? Vin și se ceartă cu voi și vă propun despărțirea sau pauza. Eu mă despart de tine, trebuie, e timpul să discutăm că nu mai putem așa, trebuie să ne despărțim sau să luăm o pauză în relație. Ce încearcă ele în momentul ăla? De cele mai multe ori, încearcă să vă testeze reacția, să vadă cât de importantă este ea pentru voi. Că dacă este importantă, trageți de ea. Și dacă nu trageți de ea și ziceți, ok, te-am pupat. Bă, rămâne ca iepurile în faruri. Ce? E stupefiată. Cum adică? Adică tu nu suferi după mine? Adică tu nu mă rogi? Adică tu nu mă implori? Păi scuze-mă, ce rezultat ar avea faptul că eu te implor? Pentru că vă spun eu ce se întâmplă în momentul în care vă codiți ele, ele încearcă prin metodele astea să obțină avantajul tactic, să vă șantajeze, să vă terorizeze. În momentul în care voi picați la picioare, nu terorizeze, mai stai că nu pot trăi fără tine. Cred că dacă este aleg unul dintre cele mai contraproductive și dăunătoare cuvinte pe care poți să îi le spui unei femei vreodată, este că nu poți să trăiești fără ea. Pentru că în momentul în care ai zis chestia asta, s-a pișat pe tine. Nu au nevoie de bărbați care nu pot trăi fără ele.